Aproape 1,5 milioane de persoane care suferă de boli transmisibile și cronice vor beneficia de tratamente. În acest scop, Ministerul Sănătății va aloca aproximativ 80 de milioane de lei. Pentru a asigura transparența de achiziționare a medicamentelor, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare va monitoriza întreg procesul. Primele preparate farmaceutice vor fi livrate instituțiilor medicale până la sfârșitul lunii martie. Medicamentele vor fi utilizate în acest an pentru diagnosticul, profilaxia și tratamentul infecției HIV-SIDA, sifilisului, tuberculozei, holerei, maladiilor psihice, diabetului zaharat și a maladiilor rare. De asemenea, beneficiarii de transplant vor primi imunosupersive, iar centrul de transfuzie a sângelui va fi asigurat cu reagenți, teste și consumabile. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare achiziționează medicamente în cadrul unui acord semnat cu Ministerul Sănătății la începutul anului 2017.